Este é um formato estúdio foarte, să zicem, generos din punct de vedere al spațiului tipografic și cât și ceea ce publicăm, pentru că nu găsim aici doar literatură, găsim cultură în toate formele ei. Avem chiar, am chiar și o rubrică care se numește Evenimente Culturale Brăilene, unde punctăm tot ceea ce e mai important desfășurat în acest oraș. De asemenea, descoperim și câțiva înaintași brăileni. Am avut un număr dedicat Panait Distrati și valorii cărților lui în Franța. Am avut de asemenea un alt număr unde am făcut referiri multe la Mihail Sebastian și dorim să mergem pe această direcție. Dacă aveți întrebări sau dacă aveți astfel de comentarii, cu dragul meu. Vă mulțumesc! Mă scuzați că nu mai zic, mă simt mai comod așa. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai venit la această întâlnire. Sper eu că unele ecouri de la ce vom spune noi sau la ce am spus aici, cu grija unor oameni de încredere, vor fi transmise mai departe și măcar lucrul ăsta va fi foarte bun, pentru că unii cetățeni care au nevoie de noi numai în perioada voturilor, vor auzi că există viață și după alegeri. Nu numai înainte de alegeri. O altă revistă relativ tânără, dar din celălalt capăt al țării, va fi prezentată de domnișoara Marcu, dar nu mai știu cum, Ștefana. Da, domnișoara Ștefana Marcu, nicio legătură, totul este întâmplător, deci nu. Vă va prezenta revista Surâsul Bucovinei, o revistă care apare la Vama și la Câmpul Lung, dar mai mult la Vama. Este domnul Sasu Gurel. Redactor șef chiar. Da, redactor șef, căruia îi mulțumesc pentru încrederea acordată. Eu ce pot să vă spun? Sunt mai tânără în domeniul artistic, literar, mai cu seamă în asociație de puțin timp. Dar cred că aveți mai mult de 16 ani, nu?